Deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, și vom citi de la versetul 17 până la versetul 32. Efeseni 4, versetele 17 la 32, pagina 1148 în Sfânta Scriptură, și spun întotdeauna pagina de dragul copiilor care deschid Biblia și urmăresc citirea Scripturii. Este cuvântul lui Dumnezeu și după citire ne vom ruga ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pregătească și mintea și inima și să binecuvinteze adunarea cu cercetare sfântă și cu har dumnezeiesc. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ilie Țundrea, este într-un sonul 3 jos. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu se termină luna lui Cuptor și vine luna August. O lună deosebită în viața bisericii și în viața orașului Oradea. Așa cum ne-a anunțat fratele Doru, în luna August, cu ajutorul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt, Biserica Emanuel își va alege un nou păstor. Și Biserica Domnului din toată inima zice amin. Binecuvintează, Doamne, lucrarea și lucrătorii. Ne rugăm pentru o vreme frumoasă și pentru întărirea lucrării pastorale în biserica noastră și ne rugăm ca lângă cei care sunt și cei care vin, Dumnezeu să adauge și pe alții. Și biserica zice amin. De asemenea, în luna august, biserica este chemată în mod vizibil să fie sarea pământului și lumina orașului. Dacă sarea își pierde gustul și dacă lumina stă între patru pereți, cum vor vedea lumina cei care umblă în întuneric? Așa că în rugăciune și în acțiune, în luna august, suntem chemați, așa cum se va anunța dimineața, în timpul pe care îl punem deoparte ca să fim sare și lumină. Vremea în care orașul Oradea este vizitat de mii și mii de turiști, orădenii ies pe stradă, ies în locurile publice, am vrea să se întâlnească și cu lumina și cu sarea și Biserica Emanuel zice amin. Mesajul din dimineața aceasta este în continuare a mesajului de duminica trecută. V-am promis cu ajutorul Domnului că astăzi continuăm și aflăm răspunsul la întrebarea: care este cel mai bun tratament pentru crizele de mânie? Ne-am uitat săptămâna trecută și am văzut
că trăim într-o lume de oameni nervoși. Nervozitatea oamenilor se manifestă prin diverse forme de violență. Trăim într-o lume a violenței. Violență pe stradă. Ați văzut șoferi care conduc violent, agresiv? Da sau ba? Ați văzut oameni care, dacă s-a întâmplat ceva, apasă pe claxon sau apasă pe accelerație ca să-ți arate că s-a enervat? Violență la școală. Copii care se bat. Fete care se bat. Elevi care își bat profesorii. Profesori care își bat elevii. Violență în afara curții școlii. Violență la locul de muncă. Violență în familie. Violență în lumea politică. Ați văzut membrii ai parlamentelor diverselor țări, când nu mai se pun de acord asupra ceva, dau drumul la violență verbală și uneori chiar se bat. Ați văzut imagini cu parlamentari care se bat? Ei ar trebui să fie crema societății. Și îi vezi într-o dezlănțuire de manifestare primitivă. Violență militară. Cum nu-i place unei țări ce face alta, pornește la război. Violență în lumea fizică și violență în lumea virtuală. Lumea internetului este populată de o violență incredibil de mare. Limbaj violent. Oameni care își revarsă mânia în spațiu public. Și culmea că alții dau like-uri. În această lume de oameni nervoși, nu scapă niciunul. Nici de pericolul de a face criză de nervi, nici de a fi victima crizelor de nervi ale altcuiva. De aceea în lumea aceasta sunt enorm de multe victime. Oameni nervoși care cad victimă nervilor lor. Familii care sunt distruse datorită crizelor de nervi, a mâniei. Biserici care sunt distruse datorită faptului că s-au mâniat unii pe alții. Societăți care se destramă. O lume care a ajuns în anticamera nebuniei. În această lume, oare există răspuns? Oare există tratament? Oare există vindecare pentru această formă de boală denumită criza de mânie sau criza de nervi? Săptămâna trecută ne-am uitat să vedem ce este mânia și ne aducem aminte că mânia este o manifestare emoțională negativă. Atunci când ești confruntat cu ceva ce nu-ți place, ceva ce te deranjează, este o manifestare emoțională negativă care se întinde de la simpla iritare până la cele mai cumplite forme de violență. Este o exprimare negativă, predominant emoțională. Ne-am uitat la cauze. De ce se enervează oamenii? Ce fac crizele acestea de mânie? Cauza numărul unu este egoismul. Oamenii egoiști trăiesc cu această impresie că ei sunt centrul universului și li se cuvine orice, oricând și oricum. Și dacă nu li se împlinesc așteptările egoiste, forma de reacție este mânia, criza de nervi. A doua cauză este mândria. Oamenii care au impresie atât de grozavă despre ei, încât cred că și luna și soarele trebuie să se învârtă în jurul lor. Și dacă nu se învârte soarele și luna în jurul lor,
Înțelegeți metafora? Dacă nu se învârte soția și copiii, dacă nu se învârte soțul și copiii, dacă nu se învârt părinții, dacă nu se învârt colegii, dacă nu toată lumea îți face plecăciuni și ascultă, orbește de ceea ce vrei tu, reacția este mânia. A treia cauză este infantilismul sau imaturitatea psihoemoțională. Oameni care au îmbătrânit ca vârstă, nu și ca maturitate. Ați văzut copilul mic și imatur? Dacă vrea ceva și nu-i dai, ce face? Începe să plângă și să se bată de pământ. Și se bate de pământ și plânge și țipă până când îți cedează ție nervii. Și crește cu acest tipar că dacă nu-i place ceva, face criza de nervi. Și a ajuns la 18, 20, 30, 40, 80, 100 de ani, a îmbătrânit, dar nu s-a maturizat. Oamenii care dau drumul la crizele de nervi nu sunt oameni maturi din punct de vedere psihoemoțional, sunt oameni infantili, imaturi. Asta este ceea ce ne spun psihologii. Biblia ne spune ceva mai mult. Biblia ne spune că toate aceste manifestări sunt roada firii, a cărei firi? A firii pământești, păcătoase. Dăm drumul acestei manifestări pentru că suntem sub robia sau sub controlul firii. De aceea Apostolul Pavel în Galateni 5, de la versetul 18, când enumeră roada firii păcătoase, acolo include și certurile, și mâniile, și zavistiile, toate aceste manifestări emoționale care intră în criza de nervi. Ne-am uitat săptămâna trecută la un exemplu din Biblie a unui om care s-a enervat, ca să înțelegem ceea ce spune cuvântul în Proverbe, că omul care se aprinde de mânie face prostii. La nervi nu iei decizii înțelepte. La nervi iei decizii proaste, decizii greșite. Și ne-am uitat la un personaj biblic pe care îl cheamă. La cine ne-am uitat? Băi, țineți minte. La Balaam. Ce a făcut Balaam când s-a enervat? Și-a bătut măgărița. De ce și-a bătut măgărița? Că nu s-a dus pe unde a vrut el. De ce nu s-a dus măgărița pe unde a vrut el? Pentru că măgărița a văzut ce n-a văzut Balaam. Ce a văzut măgărița? A văzut Îngerul lui Dumnezeu care stă în cale, că nu merge pe un drum pe care Dumnezeu vrea să meargă. Și Balaam își bate măgărița de trei ori, a treia oară bate cu bâta. Sălbatic. Scăpat de sub control. Și în timp ce își bate măgărița, se întâmplă ceva incredibil. Ce se întâmplă? A vorbit măgărița. V-am întrebat duminica trecută pe cei care au crescut la țară și am crescut cu animale. Ce ai fi zis dacă atunci când ai dat cu biciul un cal sau un vită, s-ar fi întors spre tine să te întrebe de ce mă bați? Ai fi fugit, ai fi mâncat pământul. Te-ai fi speriat. Dar Balaam, când este întrebat de măgăriță de ce mă bați, nici nu se dezmeticește, pentru că la nervi nu mai ai discernământ. Și ce îi spune? Pentru că ți-ai bătut joc de mine. M-ai făcut de rușine. Dacă aș fi avut sabia la mine, te-aș fi omorât pe loc. Așa e că ne uităm la Balaam și zicem, slabă judecată. Dar pe drumul acela mergem toți când ne mâniem, când facem criza de nervi. Astăzi facem un pas mai departe și ne vom uita la faptul că manifestarea crizelor de nervi este diferită de la om la om. Sunt mai multe tipuri de manifestare a crizelor de nervi. Psihologii au identificat
27 de forme de criză de nervi. 27. Nu o să le enumăr pe toate. Am ales pentru dimineața aceasta 3, urmând ca într-o altă ocazie să ne uităm la încă 2. Astăzi ne vom uita la criza de nervi explozivă, la criza de nervi manipulatorie și la criza de nervi mognită. Explozivă, manipulatorie, mognită. Cu altă ocazie ne vom uita la alte două tipuri de mânie. Ne vom uita la mânia satanică și la mânia sfântă. E o deosebire teribilă între mânia sfântă a lui Dumnezeu și mânia satanică a celui rău. Dar astăzi ne vom uita la aceste trei tipuri de mânie, încercând să vedem înspre care tip ne apropiem noi cu manifestarea când ne enervăm. Și apoi ne vom uita la modul în care putem să scăpăm, ce tratament avem pentru a scăpa de nervi, de mânie. Mai întâi, mânia explozivă. Mânia explozivă. Vă rog să deschideți la 1 Samuel, capitolul 25. 1 Samuel, capitolul 25. Aici este un episod din viața regelui David. Încă este în perioada în care fuge de regele Saul, încă este în primejdie să fie omorât de regele Saul, și în capitolul 25 David este împreună cu 600 de bărbați care s-au alăturat lui și deja are o armată care îl apără, care îl însoțește și călătoresc în diverse părți ale țării lui Iuda. Sunt în regatul de sud. Și aici, în capitolul 25, David este prezentat în contextul în care tabăra lui cu cei 600 de oameni, plus soțiile și copiii unora dintre cei 600, sunt aproape de turmele de oi și de capre a unui om bogat, bogat de tot, pe care îl cheamă? Cum îl cheamă? Nabal. Ce înseamnă Nabal? Nebun. Deci David este cu cei 600 de oameni ai lui aproape de turmele nebunului. Că așa îl cheamă, nebunul. V-ați întrebat vreodată de ce pun oamenii nume ciudate la copii? Am văzut oameni care pun nume la copii, televizorul, catedrala, Mercedesul, tot felul de ciudățenii. La acest personaj i-au pus numele nebunul. Dar e bogat. David cu oamenii lui sunt în apropiere de locul unde pasc turmele, vreo 3.000 de oi, 1.000 de capre. Și pentru că suntem în vremea în care erau atacate aceste strâne, aceste turme de oi și de capre, de tot felul de bandiți, de hoarde care prădau, David și oamenii lui protejează turmele lui Nabal. Se comportă frumos. Nu fac niciun fel de pradă, nu iau din turmă nimic. Îi apără. Și vine sărbătoarea tunsului oilor. Cum cei care ne ducem la frizer să ne tundem, nu înțelegem ce înseamnă tunsul oilor din vremea aceea. Era una dintre cele mai mari sărbători în familia celor care aveau oi. Ziua în care se tundeau oile și se termina tunsul oilor, se termina cu un ospăț mare și generos. Un ospăț deosebit pentru toți cei care au lucrat și pentru toți cei care se întâmpla să treacă pe acolo. La un moment dat, Iacov și Hira au și ei tunsul oilor în cartea Geneza. Știm ce s-a întâmplat acolo. La tunsul oilor, David trimite 10 tineri din armata lui
la Nabal să-i spună: ne-am purtat frumos și ți-am protejat urmele. Dă-ne și nouă ceva. Imaginea este: dă-ne și nouă din ce a rămas de la ospățul vostru. Adică din ceea ce ați pregătit pentru ospățul vostru, dacă a rămas ceva, dă-ne ce vrei. Așa e că la ospăț mai rămâne totdeauna câte ceva. Unii la nuntă se ceartă pe ce a rămas. Nu-i cazul Bisericii Emanuel. Dar când rămâne ceva, împarți. Și David își trimite oamenii, 10 tineri, și când Nabal primește cererea aceasta, rostește niște cuvinte extraordinar de ofensatoare pentru David. Cine este fiul lui Isai? Să-mi dau eu câștigul meu? E unul care, ca și alții, a fugit de la stăpâni. Și rostește cuvinte umilitoare. Vin tineri și spun: așa a zis Nabal. Cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Capitolul 25, versetul 10 din 1 Samuel. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Adică să dau eu ceva la ăștia de acolo. Tinerii vin cu mâna goală, îi spun lui David și David a zis: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie. De nu i s-a luat nimic din tot ce are, când mi-a întors rău pentru bine. Reacția lui David: să mă pedepsească Dumnezeu, să-l pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal, dacă voi lăsa cu viață. Care e reacția lui David? Când primește răspunsul ofensator, l-a jignit Nabal, care e răspunsul lui David? Face o criză de nervi. Face o criză de mânie atât de mare încât David, care fuge el de mâna unuia care are crize de nervi. David, care a experimentat pe pielea lui ce înseamnă un om cu crize de nervi ca regele Saul, acum se comportă exact ca Saul. Și spune, se jură să-l pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă până mâine dimineață nu face baie de sânge. Dacă nu-i omoară pe toți al lui Nabal. O explozie de nervi necontrolată. A fost jignit. A fost jignit în mândria lui. El care l-a omorât pe Goliat. El care a bătut zecile de mii. El care este uns să fie împăratul lui David, lui Israel. Să îndrăznească nebunul acela să-l insulte. Eu întorc înapoi. Și eu întorc înapoi după logica lui Lameh. Știți ce a zis Lameh? Ascultați cuvintele mele, cele două neveste, Ada și Țila. Am ucis un om pentru rănile mele și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lameh de 70 de ori câte 7. Deci Nabal m-a insultat, eu îi omor pe toți. Explozie de mânie. Numai că în cazul acesta se întâmplă ceva incredibil de frumos. Numele acestui om bogat era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă, două calități extraordinare. Și înțeleaptă și frumoasă. Doar că s-a măritat. Cu cine s-a măritat? Cu nebun.
Atenție, fetelor înțelepte și frumoase. Și toate fetele sunt frumoase. Vă vorbește un tată de fete. Încă n-am văzut fete urâte. Doar am văzut băieți care n-au vederea bună. Abigail s-a căsătorit cu nebun. Și trebuie să trăiască să își gestioneze casa cu nebun. Află ce a făcut nebunul. Femeie înțeleaptă. Înțelege că asta poate stârni mânia. Așa că, dintr-o dată, ia decizia să meargă în întâmpinarea lui David și cu vorbe înțelepte și cu fapte înțelepte potolește mânia lui David. Îi vorbește lui David deschizându-i ochii asupra situației să vadă lucrurile în mod real, nu distorsionat în mânia lui. Îl ajută să vadă din perspectiva lui Dumnezeu. Abigail îi oferă lui David perspectiva cerului asupra ceea ce s-a întâmplat pe pământ și îi spune: David, nu-ți încărca cugetul cu păcate grele. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Onorează-l pe Dumnezeu, David. Am venit înaintea ta să te ajut să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Mare lucru să ai o soție înțeleaptă, așa-i? Și toți bărbații căsătoriți zic? Toți bărbații căsătoriți zic? Vă rog să vă uitați dacă soții voștri au zis amin sau nu. Și dacă n-au zis amin, astăzi dați-le o masă pe cinste. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, ci o masă bună pentru că n-au zis amin. Abigail este sfetnicul potrivit atunci când este criza de nervi. Mare lucru să ai o vorbă bună care potolește mânia. O vorbă înțeleaptă. Dacă nu ai așa ceva, al doilea caz de mânie explozivă, care nu beneficiază de această intervenție să potolească nervii, este nimeni altceva decât regele Ozia. Întoarceți, vă rog, la 2 Cronici, capitolul 26. Ozia este rege peste regatul de sud al lui Iuda, domnește 52 de ani la Ierusalim. 52 de ani este rege. O viață de om. Are succese pe toate planurile. Are succes economic, are succes militar, are succes politic, are succes religios. În vremea lui, regatul beneficiază de o vreme de prosperitate. Dar, de la versetul 16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului, ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Este rege și este un rege care guvernează în mod absolut. Orice vrea se face la porunca lui și conduce el. Mai puțin un singur lucru. Care este lucrul pe care nu-l poate face Ozia? Nu poate aduce jertfă la templu. Dacă vrea să aducă jertfă, trebuie să aștepte după preoți. Și el, marele Ozia, să aștepte după preoți. Așa că hotărăște să-și preia și prerogativa de preot, să nu aștepte și să nu respecte rânduiala lui Dumnezeu, să meargă el la templu și să aducă jertfa ca să dovedească faptul că este conducător absolut. Mândrie înălțată la culmi. Toate lucrurile se fac cum vreau eu, când vreau eu. Mă duc să aduc și jertfă. Preotul Azaria, împreună cu 80 de preoți, află de decizia aceasta din mândrie a lui Ozia. I-au ieșit înainte să-l oprească.
Și au spus, versetul 17, preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiului lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul local, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia este un singur Dumnezeu și acela nu ești tu. Este un singur Dumnezeu și Dumnezeu a stabilit de legile. Ozia, oprește-te! Ozia, ieși afară din templu! N-ai voie! Știți ce face Ozia? Face o criză de nervi, are în mână o cădelniță și în criza aceea de nervi, știți ce vrea să facă? Să lovească pe preot cu cădelnița în cap. E în templu. Cineva îndrăznește să-l oprească. În mândria lui nimeni nu poate sta în cale. Și în clipa în care ridică mâna să lovească, Dumnezeu l-a lovit pe loc cu lepră. Pentru că cine se înalță va fi smerit. Dumnezeu intervine în momentul acela și criza de nervi a lui Ozia, care nu înțelege momentul în care Azaria îi spune perspectiva lui Dumnezeu, Ozia. Nu perspectiva ta. Voia lui Dumnezeu, nu voia ta. În mândria lui vrea să-l măture pe preot dinaintea lui și să-i spună, aici eu sunt șeful. Șeful însă este Domnul Dumnezeu. A lui să fie slava. Ați auzit oameni care spun, aici eu sunt șeful. Surorilor, v-ați auzit soții vreodată făcând criză de nervi, spune, aici eu comand. Vă rog să nu ridicați mâna. Câteodată, când dau telefon la câte o familie și răspunde câte un copil, spun, Paul Negruț la telefon, te rog să-mi dai pe șeful casei. Și copilul zice, mama, hai la telefon. Acum atenție, dacă ești înțeleaptă ca Abigail, e bine. Dar dacă ești înțeleaptă ca Safira, lângă Anania, e rău. Atenție la înțelepciune. Este un singur Dumnezeu și acesta este Dumnezeul cerului și al pământului, slăvit să fie numele. De aceea se face cum vrea El, nu cum vreau eu. Mândria lui Ozia, în criza de nervi, aduce peste el judecata lui Dumnezeu și până la sfârșitul vieții lui a rămas izolat, bolnav de lepră. Criza de nervi are consecințe. Criza de nervi l-a ruinat pe el. I-a ruinat lucrarea, i-a ruinat mărturia, i-a ruinat viața. Ai criză de nervi. Ești din categoria aceasta a exploziilor. Când se întâmplă ceva ce te deranjează, nu-ți place. Dintr-o dată dai drumul la nervi și ai forma aceasta de explozie. Care poate să fie verbală, care poate să fie fizică. Această formă de nervi vine din egoism și din mândrie. Vreau să se facă numai cum îmi place mie. Dacă nu, am criza de nervi. O să zici, frate Paul, m-am recunoscut, sau să zici, frate Paul, nu m-am recunoscut în categoria asta. Așa că mergem la următoarea categorie. Criza de nervi manipulatorie. Criza de nervi manipulatorie. Întoarceți, vă rog, la 1 Împărați, capitolul 21. 1 Împărați, capitolul 21. Suntem în regatul de nord a lui Israel, împărat, rege în vremea aceea în Israel, este Ahab. Este căsătorit cu Izabela.
Ahab este unul dintre cei mai stricați din punct de vedere moral și religios regi al lui Israel. Este un om care a introdus împreună cu soția lui, care este din partea păgână a cananiților, au introdus cultul lui Baal și a Astartei o degradare morală fără precedent în Israel. Este rege și are și el realizări și economice și militare, are și realizări acestea că umple țara de spurcăciuni idolatri. În capitolul 21 este un episod din viața lui Ahab și criza lui de mânie. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, nu Nabal, Nabot din Israel avea o vie în Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fie din ea o grădină, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. E regele și în fața palatului regal Nabot are o vie. Ahab e obișnuit că primește tot ce vrea. Se uită la proprietatea lui Nabot și spune: dar de ce să aibă el în fața casei mele proprietatea lui? Vreau să fie a mea. Așa că îl cheamă pe Nabot și îi spune: dă-mi mie via aceasta, vreau să fie terenul meu. Vreau să fac eu o grădină de verdețuri aici, vreau să-mi o aranjez eu altfel. Îți plătesc prețul sau îți dau pământ la schimb? La suprafață ar părea că e o ofertă rezonabilă. Numai că în Israel pământul nu se putea înstrăina de familie. Știți că era și anul jubiliar? Când toate proprietățile pierdute, ce se întâmpla cu ele? Erau reîntoarse din nou la adevărații proprietari. Moștenirea nu putea fi înstrăinată, era legea lui Dumnezeu în Israel. Ce îi cere Ahab lui Nabot este: calcă legea lui Dumnezeu pentru mine. Și Nabot spune: nu pot face așa ceva. Este moștenire în Israel și nu am dreptul Dumnezeu să o înstrăinez. Versetul 4. Ahab a intrat în casă trist și mânios. În original, bosumflat și mânios. După discuția cu Nabot, intră în casă bosumflat și mânios. Câți dintre dumneavoastră ați văzut oameni bosumflați? Nu ridicați mâna. Că poate i-am văzut în oglindă. Bosumflat și mânios. Împăratul nu obține ce vrea el, când vrea el și cum vrea el, și drept rezultat este o criză de mânie care se manifestă prin bosumflare și nervi. Ce o să facă la nervi? Așa că Ahab a intrat în casă trist și mânios din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și acum ascultă. S-a culcat în pat, și-a întors fața și n-a mâncat nimic. Marele împărat intră bosumflat în casă, se duce în dormitor, se așează în pat cu fața la perete și refuză să mănânce, pentru că e bosumflat și mânios. Și o să zice: dar ce fel de mânie e asta? E o mânie care manipulează. E o mânie care vrea să îi determine pe alții să facă ceea ce își dorește el. Pentru că este regele lui Israel. Toată casa regală, toți curtenii află că împăratul este bosumflat și
mânios și refuză să mănânce. Deci nu mănâncă. Deci e criză în regat, e criză la palat, că împăratul este bosunflat și mânios. Dar de ce e bosunflat și mânios? Pentru că în egoismul lui n-a reușit să obțină ce și-a dorit. Acum, acest gen de manifestare a nervilor are o paletă destul de largă. Sunt oameni care de nervi plâng. Ați văzut oameni care plâng la nervi? Sunt oameni care la nervi se închid în ei și nu vorbesc cu absolut nimeni. Ați văzut asemenea oameni? Da sau ba? Sunt oameni care la nervi refuză să mănânce. Sunt oameni care din aceeași categorie își taie venile sau se taie cu lama. Ați văzut oameni de felul acesta? E o formă de manifestare manipulatorie a nervilor. Se lovesc. Dau cu pumni în perete. Dau cu piciorul în mașină. Sunt oameni care își produc singuri dureri, dar nu ca să moară, ci ca să stârnească reacția celorlalți și să obțină ce au ei de obținut. Una dintre cele mai ilustrative forme de manipulare este manipularea Dalilei din Cartea Judecători. Ce a făcut Dalila cu Samson? A plâns și a plâns și a plâns până când? Până când a reușit să-l manipuleze. Ahab are forma aceasta în care vrea să obțină, dar nu cu mâna lui, ci cu mâna altora. Fără să vă dau detalii, un soț căsătorit cu o soție cu mânie manipulatorie au ajuns într-o seară în care ea s-a supărat că nu i-a convenit ceva, el obosit de muncă s-a dus și s-a culcat și a dormit buștean. Dimineața ea îi spune: nu mai auzi-mă că toată noaptea am plâns și m-am lovit de ușorii ușii. Și el zice: dacă te-ai calmat, înseamnă că ți-a făcut bine. De ce a plâns toată noaptea și s-a lovit de ușorii ușii? De ce ziceți? Ca să-l manipuleze pe el. Ați văzut copiii care se trântesc de pământ? De ce se trântesc de pământ? Vor să se lovească? Nu? Vor să spună ție: dacă nu faci ce vreau eu, uite, mă pedepsesc că știu că să îți pară rău de mine și dacă eu mă manifest așa, te manipulez și faci ce vreau eu. Acesta e Ahab. Și vine regina Izabela și îl întreabă: ce ai de nu mănânci? Ce ai de stai în pat bosuflat cu fața la perete? Și spune: stau așa pentru că uite ce mi-a zis Nabot. Ați văzut oamenii ăștia sclifosiți, plângăcioși? Și Izabela spune: de asta stai tu, îți rezolv eu. Așa că Izabela face un complot, îl omoară pe Nabot, îi dă via lui Ahab și Ahab e fericit, îi trece supărarea. Numai că Dumnezeu îl trimite pe profet înaintea lui Ahab și spune: Ahab, ceea ce ați făcut voi este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va pedepsi și pe tine și pe Izabela. Asta va duce pedeapsa cu moartea peste tine și peste Izabela. Și rostește peste Izabela o judecată aspră: o vor mânca câinii pe Izabela. Și când Izabela cade de la fereastra palatului, o mănâncă câinii și când se duc să mai caute, mai găsesc doar țeasta și ceva oase, pentru că a murit într-un mod cât se poate de îngrozitor. Mânia, manipulatorie, poate manipula oamenii, dar nu pe Dumnezeu. Te-ai regăsit în forma asta? Te-ai regăsit în forma asta în care te bosumfli? Forma asta în care nu mănânci, nu vorbești, nu mai cooperezi? Dintr-o dată ai tras toate obloanele, dintr-o dată refuzi totul, nu pentru că ai vrea să trăiești restul vieții singur sau singură, ci pentru că vrei să manipulezi.
A treia formă de mânie pe care o studiem în dimineața aceasta este mânia mognită. Mânia mognită. Care o fi mânia asta mognită? Mai întâi, te-ai recunoscut în mânia explozivă? Ai exploziile acelea, te înfierbânți repede, te enervezi repede, ai reacțiile acelea violente, de moment. Ai o mânie manipulatorie. Mânia mognită. Vreau să întoarceți la cartea Estera, la capitolul 3. Cartea Estera, capitolul 3. Suntem în vremea Imperiului Medo-Persan, suntem după robia babiloniană, se întorc cele trei rânduri de evrei care se întorc de acolo, rămân alții în Medo-Persia. Și în vremea aceasta, citim în capitolul 3, după aceste lucruri, împăratul Ahasveroș a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamendata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele de domnie ale tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchi și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Imperiul Medo-Persan. La curtea imperială erau mai mulți demnitari. Știm că la un moment dat Daniel, în vremea Babilonului, a fost pus mai mare peste toți demnitarii de la curtea imperială. Acum, poziția aceasta o ocupă Haman, care este din poporul lui Amalek. Amalek care l-a atacat pe Israel la Refidim, care a vrut să ridice mâna împotriva scaunului de domnia lui Dumnezeu. Acum, unul dintre urmașii lui Amalek ajunge cel mai înalt demnitar din Imperiul Medo-Persan. Porunca este ca toți ceilalți de la curtea împărătească și toți oamenii care trec pe lângă el să îi se închine și să își plece genunchiul în semn de respect și omagiu. Imaginați-vă câtă satisfacție pe Haman. Când te duci și oriunde apari, oamenii fac plecăciuni și pun genunchiul la pământ înaintea ta. Este la culmea fericirii în mândria lui. Toată lumea se pleacă înaintea lui. Numai că la curtea imperială e un personaj interesant. Îl cheamă Mardoheu. Mardoheu este din poporul Israel. Și în poporul Israel este o lege. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui. Adică nu te închini făpturii, ci te închini făcătorului. Și Haman nu se închină înaintea creaturii, pentru că el este din poporul lui Dumnezeu. Și slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Cum adică? Evreul acela nu se pleacă înaintea mea? Cum adică pocăitul acela nu se pleacă înaintea mea? Cum adică îndrăznește cineva să nu-mi dea cinstea pe care o pretind? Și s-a umplut de mânie. Numai că Haman nu face o criză de nervi. Nu dă de pământ cu ce are mână. Nu se duce să lovească pe Mardoheu, să-l pălmuiască. Nu se duce să-l insulte pe Mardoheu. Nu se duce acasă să plângă, să stea cu fața la perete, să refuze să mănânce. Nu este nici mânie explozivă, nu este nici manipulatorie. Este o mânie mognită. O mânie care mognește și zice așa: dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era.
Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția. Începe să mognească un plan de răzbunare. E mânia răzbunătoare. E mânia care spune da. Atunci îmi pun în mișcare toate resursele mele, toată priceperea mea, în așa fel încât să caz pe mâna mea și din mâna mea nu te mai scapă nici Dumnezeu. Oameni răzbunători, oameni care la mânie mognesc în ei și planifică momentul în care să te lovească. Deosebit de periculoși. Deosebit de periculoși. Oameni care așteaptă momentul în care să se răzbune. Veți găsi lucrul acesta în relația de familie. Sunt oameni care mognesc mânia în ei de ani de zile. Și după ani de zile îți întorc în răzbunare și spun, ți-aduce aminte că acum 20 de ani ai spus tu asta? Ți-aduce aminte că tatăl tău sau mama ta mi-a zis mie asta? Și după zeci de ani în care au mognit în ei mânia, vin cu răzbunarea, vin cu lovitura. Vă uitați în societate, după 20 de ani, după 30 de ani se denunță. După 20-30 de ani se denunță unii pe alții ca să se răzbune unii pe alții. Nu pentru că corupția ar trebui să rămână nepedepsită, ci modul în care ajung să mognească mânia și să accepte, să aștepte ziua răzbunării. Haman este în genul acesta. Da? Refuză Mardoheu să-mi dea cinstea, să-mi hrănească mândria, orgoliu meu? Nu doar pe el, ci tot neamul lui. Așa că hotărăște un plan. Hotărăște un plan în așa fel încât în ziua în care împăratul Ahasveros îl întreabă Haman, ce propui tu să facem în luna aceea? Haman spune, îți spun eu ce ai de făcut. Ai în împărăția ta un popor care n-ascultă de tine, te disprețuiește pe tine, nu spune n-ascultă de mine. Observați abilitatea lui Haman, nu-i spune lui Ahasveros, eu sunt cel umilit, ci spune, tu ești cel umilit, poporul acesta te disprețuiește pe tine, eu vreau să-ți apăr mândria ta, orgoliul tău. Și Ahasveros, care este și el un personaj impulsiv, îi spune, bun, ce avem de făcut? Și Haman spune, un decret, o scrisoare după legea mezilor și perșilor, care să meargă și tot poporul acesta să fie nimicit într-o singură zi. Și Haman pregătește scrisoarea aceea, o trimite și pentru Mardoheu pregătește o execuție publică, pregătește o spânzurătoare înaltă de 50 de coți. Vrea să se răzbune într-un mod care să fie o satisfacere a orgoliului și o răzbunare pe măsura orgoliului lui. Și totul este pregătit. Și totul pare că se duce la împlinire. Numai că se întâmplă ceva. Într-o noapte, împăratul Ahasveros nu poate dormi. N-are somn. Interesant. Nici oamenii ăștia cu funcții mari n-au somn. N-au citit psalmul care zice eu mă culc și adorm în pace. Eu mă culc și n-am somn. Și cere să îi citească ceva să-l prindă somnul. Așa că vin să-i aducă din cronicile Imperiului și citesc și ajung la punctul la care citesc episodul acela în care a fost un complot, a fost descoperit complotul, cine a descoperit complotul? Mardoheu. Și Ahasveros spune, dar omul acela care mi-a salvat viața a primit vreo răsplată? Și ăștia zic, nu, n-a primit nicio răsplată. Omul acela trebuie răsplătit. Așa că se gândește cum să răsplătească și a doua zi dimineața se duce la birou, la sala tronului. Și primul care vine în dimineața aceea la serviciu cinei? Haman. Și Ahasveros îl întreabă, Haman, ești cel mai înalt dintre toți demnitarii mei. Am o întrebare. Ce crezi că ar trebui să se facă omului pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și Haman în mândria lui ce gândește? Păi cine ar merita cinste altcineva decât
Eu. Așa că zice, omul acelui ar trebui să se facă următoarea cinste. Să fie îmbrăcat în haina împărătească. Să aibă cununa imperială pe cap, să îi se dea calul împăratului, să încarece pe cal și cineva să țină calul de căpăstru, să-l plimbe prin cetate și să strige. Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și Ahasuerus zice, Haman, bună propunere. Astăzi vreau să-l cinstim pe Mardoheu. Și tu, du-te și fă tot ce ai zis că trebuie făcut și ține calul de căpăstru și du-te și strigă. Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și de acolo încolo, e mâna lui Dumnezeu care stă împotriva mâniei lui, împotriva mândriei lui, împotriva planurilor lui demonice. Și de acolo vine căderea lui Haman și sfârșește prin a fi spânzurat pe spânzurătoarea pe care a lăsat-o el. Pentru că mândria omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Ai mânia aceasta mognită în tine. Plănuiești răzbunare și aștept să vină momentul. Porți cu tine această ură de ani de zile. Mândrie explozivă. Mândrie manipulatorie. Mândrie mognită. Răzbunătoare. Dar oare există scăpare? Da, există scăpare. Care e cel mai bun tratament pentru mânie? Dacă vă veți uita în lumea psihologiei și a psihiatriei, sunt o serie de tehnici care au ca scop managementul mâniei. Știi ce înseamnă managementul mândriei? Managementul mâniei, a mâniei. Cum să îți administrezi mânia, nu să scapi de ea. Dumnezeu nu vrea să ne învețe managementul mâniei, ci vrea să ne învețe eliberare de mânie. Dumnezeu nu ne învață să trăim cu mânia, să ne obișnuim cu ea, Dumnezeu vrea să ne scape de ea, amin. Cum ne scapă Dumnezeu de mânie? Numărul 1, ca să scapi de mânie, mai întâi și mai întâi trebuie să recunoști că e stăpânit de acest duh de mânie. Că ai mânia aceasta în tine, explozivă, manipulatorie, mognită, orice formă de mânie ai, recunoaște că e sub robia acestui păcat. Dacă nu recunoști că ești vinovat de faptul că porți cu tine mânie și cultivi mânia, tot ce vei face va fi să te scuzi, să explici de ce că alții sunt de vină și să continui mai departe în robia mâniei. 2. Să identifici ce formă de mânie ai, cum se manifestă mânia la tine. Și să înțelegi că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu spune orice mânie, orice iuțime să piară din mijlocul vostru. Că Dumnezeu nu vrea să ne lase să trăim cu ele. Identifică forma de mânie. 3. Vino cu ea înaintea Domnului. Apostolul Ioan spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este noi. Dacă negi faptul că ești stăpânit și ești biruit de mânie, n-ai nici o șansă să te pocăiești, n-ai nici o șansă să vii înaintea lui Dumnezeu, n-ai nici o șansă să beneficiezi de harul eliberării lui Dumnezeu. După ce ai recunoscut, după ce ți-ai identificat forma de mânie, Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, ce să facem? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Adică să abandonezi acel tipar de a te comporta când nu-ți place ceva, când te deranjează ceva. Să te desparți, a te dezbrăca înseamnă a renunța, a nu mai trăi în felul acela. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou.
Omul cel nou este omul născut din nou. Omul cel vechi este omul adamic care stă sub firea pământească. Omul cel nou este omul născut din nou și este omul duhovnicesc. Și spune Apostolul Pavel, vă dezbrăcați de omul acela și vă îmbrăcați cu omul celălalt. Adică abandonați tiparul acela și îmbrățișați un alt tipar. V-am spus cu o altă ocazie că am făcut armata la 28-29 de ani și datorită faptului că eram în comitetul bisericii din vremea aceea, am beneficiat de armată aspră, aspră, aspră de tot. Au băgat armată în noi și ne-au militarizat că și noaptea, dacă m-ar fi sculat cineva, aș fi bătut pas de defilare. Așa a intrat tiparul militar în noi. A venit vremea eliberării. Ne-am eliberat, n-am mai fost în haină militară, am fost în haină civilă. Și mă plimbam cu Delia în oraș ca să cumpărăm ceva și în timp ce eram unde e pietonal acum, atunci era un tramvai pe acolo pe pietonală, dacă vă aduceți aminte, o rădenie de demult, nu cei de acum. Și în timp ce mergeam pe stradă, pe Republicii, din partea cealaltă venea un colonel îmbrăcat în haină militară. Când l-am văzut, m-am îndreptat de spate, m-am pregătit să iau poziția de onor, de defilare și să-l salut. Și când am dus mâna înspre cap, mi-am adus aminte că-s civil. Și m-am scărpinat așa. Și colonelul s-a uitat la mine și s-a întors așa să vadă, i s-a părut că e ceva ciudat. Dar eram civil, nu mai eram soldat. Ei, Apostolul Pavel ia altă imagine. Nu mai suntem în Adam, ci suntem în Hristos, amin. Și în Hristos este un om nou. Un om nou care nu mai face ce a făcut, ci are un alt tipar de comportament. Și acest tipar de comportament este roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, Galateni, capitolul 5. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Drumul acela duce la iad. De aceea spune Pavel, toate acestea să piară din mijlocul vostru. Dar roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, fericirea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Altă manifestare. Alt conținut a modului de a răspunde. Ceva cu totul deosebit. O să ziceți, frate Paul, teoria ca teoria, da? Practica te omoară. Vă rog să mă îngăduiți o scurtă mărturie personală. Probabil că vă vine greu să credeți că în tinerețe am fost unul dintre cei mai nervoși oameni posibili. Așa că nu vă vine să credeți. Fără a intra în multe detalii, datorită faptului că am fost multă vreme singur în copilărie, singur la facultate, m-am obișnuit singur și m-am obișnuit cum îmi place mie și cum vreau eu. Și orice nu era așa, criză de nervi. Și am constatat că îmi ruinez viața. Și ne-am căsătorit cu Delia și eram în ultimul an la psihologie medicală și știam psihologia de la A la Z și am constatat că psihologia nu mă ajută.
Și într-o dimineață, citind în Biblie, am ajuns la Galateni 5, 18 la 22. Și am înțeles care e problema mea. Problema mea este că sunt sub roada firii pământești. Așa că am început să mă rog în fiecare zi, având Biblia deschisă aici, pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să spun: Doamne, eliberează-mă de firea pământească și umple-mă de roada Duhului Tău cel Sfânt. La o lună și ceva, într-o dimineață, în timp ce mă rugam, am simțit că se dezleagă legăturile mâniei. Am simțit că se prăvălește Himalaya de pe umerul meu și de pe sufletul meu. Am simțit că sunt schimbat și sunt eliberat. Delia era în bucătărie, m-am dus la bucătărie și am întrebat-o: Delia, ce faci? Și ca să nu genereze o altă criză de mânie, Delia a zis: fac mâncare. Și am întrebat: ce faci de mâncare? Și a zis: ce vrei tu, numai să fie bine? Și a zis: Delia, tot ce vei face tu va fi cea mai bună mâncare. Și Delia s-a uitat la mine și a zis: ce s-a întâmplat cu tine? Și a spus: te rog să mă ierți, am scăpat și a fost eliberat de mânie, de nervi. Frați și surori, dacă m-a putut elibera Domnul pe mine, te poate elibera și pe tine. Dumnezeu are toată puterea. Nu te justifica. Nu te du mai departe. Ești pe o cale a pierzării. Nu-ți distruge viața, nu-ți distruge familia. Nu-ți otrăvi copiii. Nu-i otrăvi pe alții. Ce spune: Doamne, Duhul lui Dumnezeu, adun mine adevărată pocăință. Adun mine adevărată schimbare. Și cine fura să nu mai fure? Și cine era cu vorbe murdare să nu le mai spună? Și cine făcea ce face omul vechi să nu le mai facă, ci dimpotrivă? Totul să fie nou în Hristos. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Lasă Duhului Dumnezeu să îți descopere adevărata ta față atunci când te prinde nemulțumirea, când nu-ți place ceva, formele de mânie și manifestările ei. Stai înaintea Domnului și spune: Doamne, ajută-mă să mă văd așa cum mă vezi Tu. Ajută-mă să recunosc că sunt vinovat de păcatul acesta, a mâniei, a nervilor. Ajută-mă, Doamne, să vin înaintea Ta în mărturisire și în pocăință. Ajută-mă, Doamne, să stau sub controlul Duhului Tău cel Sfânt. Spune-i: Doamne, schimbă inima aceasta mânioasă și fă să fie o inimă plină de dragoste. Modul acesta iritat și iritabil, schimbă-l, Doamne, cu o viață plină de pace și de armonie. Spune-i: Doamne, stăpânește inima mea și vină în casa noastră. Roagă-te pentru cei din casa ta care sunt victimele mâniei tale, sau dacă ești tu victima mâniei altuia, spune-i: Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să-l cerceteze pe el sau pe ea, pe părinți sau pe copii, pe unii sau pe alții. Și spune-i: Doamne, în îndurarea Ta, nu lăsa familia noastră să se distrugă. În îndurarea Ta, Te rugăm, izbăvește casa noastră. Și spune-i: Doamne, începe cu mine. Și dacă ești neîntors la Dumnezeu, dacă te duci pe calea păcatului și a lumii, astăzi, cel care este blând și smerit cu inima, cel care a venit în lumea noastră să ia poverile păcatelor și să schimbe viața, Domnul și Mântuitorul te cheamă să vii la El. Te cheamă să-ți predai viața Lui, să schimbe viața, să te elibereze, să-ți umple viața de roada binecuvântată a Duhului Tău cel Sfânt, să facă din tine copila lui Dumnezeu și să poți fi un fiu al păcii, al armoniei, al dragostei, al bunătății, al facerii de bine, a credincioșiei, unul care
are poftele și pornirile înfrânate prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Rămâi câteva momente în rugăciune înaintea Domnului.